Cele aproape 70 de lucrări expuse în Galeria de Artă a Uniunii Artiștilor Plastici din Târgu Mureș au fost realizate de pictorul Mihai Nechita Burculeț în mai multe perioade ale vieții sale. Acesta spune despre picturile sale că au un iz mistic și că își dorește ca cei care îi privesc tablourile să continue povestea pe care el încearcă să o transmită prin linii, forme și culoare. Pictura mea face parte dintr-un curent care se cheamă suprarealist. Am mers și spre hiperrealism, trecând de la pictura abstractă pe care am făcut-o mai la începuturile mele, acum 30-40 de ani, pictam spre abstract, eram mai constructivist. Mie îmi place să compun chiar după metodele clasice. Și pictura modernă pe care o făceam era tot legată de clasicism. Natura statică și compozițiile cu personaje sunt doar câteva din temele abordate de artist în picturile sale. Stilistic, artistul ridică o punte interesantă între realismul picturii din perioada Anile Curbe, iconografia bizantină a motivelor abordate și meticulozitatea flamandă a tratării desenului, a culorii irizate de maestrii clar-obscurului din țările de jos. Cred că prezența domniei sale pe sinezele galeriei din Târgu Mureș este onorantă pentru biografia domniei sale, dar este onorantă și pentru gazdei care și-au deschis cu generozitate sările pentru a-l primi și pentru a face acest necesar schimb, nu, cum spuneam altădată, de experiență între artiștii plastici. Artistul Mihai Nechita Burculeț, care a ilustrat și un număr al revistei de cultură Vatra Veche, s-a născut în data de 5 februarie 1949 la Sarca, județul Iași, și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Bacău. Pictorul și-a expus lucrările și la Piatra Neamț, București și Chișinău, iar lucrările sale fac parte din colecții particulare în Franța, Germania, Israel, Turcia, Canada și Noua Zeelandă.